Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Dezbaterea Zilei. Astăzi discutăm despre artă, cultură, muzică, show-uri. Kairi Mendel, bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! O surpriză pentru telespectatorii noștri. Nu cred că sunt puțini cei care nu te cunosc. Locul 2 la Eurovision România. Hai să intrăm direct în acest show. Ce are România de nu reușește să intre în top? Anul ăsta locul 18 din 25. Totuși, înainte de a ajunge aici, să ne gândim că noi n-am mai intrat în finala Eurovision de 5 ani de zile. Deci, totuși, pentru Urs, reprezentantul României de anul ăsta, a fost o realizare faptul că a reușit să se califice în finală. Însă, în afară de asta, nu știu exact ce să spun. E o chestie de gusturi, până la urmă. Eu am avut ocazia anul ăsta să și comentez Eurovisionul alături de Bogdan Stănescu, în direct la TVR. Și văzând reacția publicului, de exemplu, la Urs, cei din sală, de acolo cel puțin, au fost foarte receptivi cu privire la piesa lui. În afară de asta, vorbim de un public internațional, vorbim de un întreg glob, da? Oameni de peste tot se uită la concursul ăsta. Se joacă la nivel înalt? Sigur că da. Și pe lângă asta, nu cred că e vorba de pile sau de relații, cum discută toată lumea. Tot timpul aud chestia asta, am auzit chiar și la Eurovision. Eu vă spun că am plecat de acasă, de la mine din cameră, cu o piesă făcută pe laptopul meu. N-am plătit decât o taxă de înscriere de 200 de lei care este trecută în regulamentul lor și asta a fost tot. Deci nu, lucrurile nu sunt chiar așa cum, știi, oamenii au o imaginație foarte bogată, știi? Deci la urma urmei tot interesul primează, da? România probabil nu prezintă interes pentru genul ăsta de spectacol. Nu știu dacă e o chestie politică Germania, sau nu. De exemplu, Germania, a fost exact cu 8 puncte și se află în top 5, da, printre acele 5 țări care finanțează acest concurs în fiecare an. Și atunci ne-am putea gândi, păi ăștia dacă sunt în top 5, sigur o să fie întotdeauna pe primele locuri. Dar uite că nu se întâmplă lucrul ăsta, ceea ce clar demonstrează că nu e neapărat o chestie de interese. Repet, dacă asculți celelalte piese din concurs, o să vezi că sunt puțin diferite, e vorba de gusturi. Noi românii ascultăm un alt gen de muzică, avem influențele astea balcanice mai degrabă și atunci, bineînțeles, că o piesă de genul ăsta o să, nu știu, depinde. A prins acum cu spaniolii, că a fost în spaniolă piesa. Dar e o piesă de dans, e o piesă ritmată care ar trebui să... A fost un întreg scandal după Eurovision, da, că s-au dat voturi, nu s-au dat, că România a trișat, că nu a trișat, că Republica Moldova a primit și nu a primit. A meritat Ucraina să câștige Eurovision 2022 sau a fost o solidaritate față de ceea ce se întâmplă acum acolo? Dacă ne uităm la felul în care s-a votat inițial, adică știi că sunt două voturi, votul juriului și votul publicului. După votul juriului, Ucraina nu era în top. Ucraina era undeva, nu știu, poate în top 5 sau poate chiar și mai jos. Ucraina a ajuns pe locul întâi odată ce s-au dat și voturile publicului. Deci mai degrabă, dacă am stat să ne gândim, a fost o chestie politică, situația cu Ucraina, sigur, trebuiau să câștige ei. Nu neapărat, pentru că juriul nu i-a văzut pe locul întâi. Publicul a fost, bineînțeles, cel care a empatizat cu tot ce se întâmplă și probabil că... Specialistul și-a făcut meseria, iar publicul exact, a votat cu sufletul. Exact, publicul a votat cu sufletul. De data asta au vrut să fie alături de ei și a fost de înțeles. Să nu uităm că oricum și pentru Ucraina, piesa cu care ei s-au prezentat a fost piesa de pe locul 2 în selecția lor națională, pentru că piesa care a luat locul 1 a fost ceva probleme politice și au fost descalificați. Ai spus și citez, experiența Eurovision a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în ultimii ani. Așa este. Pentru că eu m-am retras câțiva ani buni din lumea asta. Am considerat că, nu știu, poate nu e pentru mine, deși asta mi-am dorit să fac dintotdeauna. Însă după pauză de vreo 5-6 ani de zile, în care n-am făcut mai nimic, mi-am luat inima în dinți și am participat la concursul ăsta. Și eu mă bucur foarte mult, pentru că eu chiar nu mă așteptam să ajung până aici. Eu nu țin minte în istorie ca un cântăreț să participe la două ediții consecutive de Eurovision. Te întreb, participi la anul? Cred că am mai fost cel puțin la selecțiile naționale, s-a mai întâmplat. Poate nu chiar, cum ai spus tu, poate nu chiar consecutiv, dar intenționez să mai, dacă cumva mai particip în viitor, nu știu sigur dacă o să se întâmple după problemele care au fost anul ăsta sau neînțelegeri mai degrabă, dar da, mi-aș dori să mai încerc. Eurovisionul este o rampă de lansare pentru că mulți văd acest spectacol ceva depășit, ceva bătrânesc. Probabil și din cauza istoricului. Dar să nu uităm că Eurovisionul a Julio Iglesias, da?
Dar n-are rost să mai spunem, dar ce nume care a fost. Este o rampă de lansare? Poate nu astăzi, exact, bine punctat. Nu cred că astăzi se mai întâmplă lucrul ăsta, deși expunerea este la nivel global, se uită sute de milioane de oameni la concursul ăsta. Nu cred că e învechit conceptul, pentru că există de atâta vreme, da? Dar acum ne uităm la un spectacol cu lumini, cu dans, e un adevărat show care atrage publicul. Contează mai mult vocea, mesajul sau efectiv spectacolul, lumina, tot ce se întâmplă pe scenă? O să vă spun în primul rând din punctul meu de vedere cum văd lucrurile și apoi cam cum sunt văzute la modul general. E Eurovision Song Contest. Asta înseamnă că e un concurs de cântece. Eu așa l-am văzut. Pentru mine a contat... Și videoclipul tău este unul simplist în sensul că nu ai... Am ales să mă concentrez asupra piesei, asupra mesajului, asupra liniei melodice. Am vrut ca linia melodică să fie poate mai interesantă, mai originală, să nu fie ceva ce auzim pe toate gardurile. Dar în afară de asta este un show... Partea vizuală este importantă pentru că ne uităm la televizor, da? Ne uităm, vrem să vedem ceva, să ne bucurăm ochii și atunci bineînțeles că pentru cei care organizează concursul, partea vizuală este foarte importantă și poate uneori mai importantă decât piesa în sine. Spuneai de spectacol, timp de 5 ani de zile ai fost pe un vas de croazieră, da. Și declarai la un moment dat că ai cântat rock, manele, muzică românească, practic ai cântat de toate. Manele, nu? Nu ca să avea ceva cu manelele, nu. Nu, da, ca și glumă. Nu, am cântat pentru a fost un vas de croazieră englezesc, deci erau englezi și americani și australieni, aveam ca și pasageri. Am cântat foarte multe genuri muzicale, într-adevăr. A fost mai degrabă musical, muzică pop, muzică swing, am spus manele, pop rock. Am spus manele să văd dacă... Nu, ideea este că eu n-am nimic personal cu manelele, însă nu am cântat niciodată pentru că cred că nu mi se potrivesc la voce, nu de alta, dar nu cred că mi s-ar potrivi. Însă am cântat foarte multe stiluri și am învățat foarte mult și mi-am exersat foarte mult vocea acolo. Ai un artist preferat? Da, din păcate nu mai este cu noi, dar este Amy Winehouse. M-a inspirat foarte mult de prima dată când am auzit-o. Pentru mine a fost o legendă vie atâta timp cât a fost în viață. Era venită parcă de altundeva, odată că avea stilul ăsta al anilor 60 și ca estetică, dar și ca și stil muzical, vocea ei este un timbru special, o femeie care a transmis lucruri care se întâmplă foarte rar mai nou. Este un blestem vârsta de 27 de ani și Kurt Cobain a murit acel la 27 Club de ani 27. Câțiva... Există multe, sunt teorii și așa mai departe, dar conspirații. Sunt mulți artiști, da, foarte nu știu, mari, nu știu, care au murit la 27 de ani. Da, nu știu dacă este o coincidență sau nu, n-aș vrea să intru în subiectul ăsta. E un subiect delicat. Repet, există teorii conspiraționiste conform cărora oamenii ăștia trebuie să moară la o anumită vârstă ca să devină legende nemuritoare și așa mai departe. Nu, eu nu susțin așa ceva pentru că nu știu exact despre ce este vorba, vă spun doar ce aud, dar e posibil să fie, adică ca și marketing de multe ori, cum vine vorba în engleză, you're worth more alive, more than dead alive, adică ești, valorezi mai mult mort decât viu. Și Michael Jackson, facem o mică paranteză, se vinde, a murit de mulți ani și se vinde mult mai bine decât în timpul vieții. Asta da, poate... mai ales acum spectacole făcute. Exact, exact. Și se fac în continuare cu mulți artiști care nu mai sunt, și Whitney Houston și George Michael, tocmai voi vorbi într-o emisiune acum sâmbătă despre faptul că în America se va face un întreg concert ca o sărbătoare în cinstea lui George Michael. Deci toți artiștii ăștia cumva trăiesc prin evenimente, prin alți artiști care le cântă piesele și așa mai departe. Dar uneori, da, se întâmplă ca ei să valoreze mai mult. Repet, din întâmplare, poate pentru că publicul vrea să-și aducă aminte de ei sau le e dor, publicul e dor de artiștii ăștia și atunci probabil că ei cumva vor să-i țină în viață. Cânți la pian, am înțeles că vrei să te apuci de învățat să cânti și la chitară. Da, am învățat... Vrei să devii un om orchestră? Ți-ar mai trebui probabil o tobă. Am dat și la tobe, să știi. Nu o la trompetă atunci. Trompeta e foarte grea, să știi. Trebuie să ai plămâni de fier pentru trompetă. E foarte, foarte dificil. La orice instrument de suflat am încercat și n-am reușit sub nicio formă. La chitară am făcut niște bube de la chitară, că e foarte greu cu corzile metalice. Așa recunoști un chitarist, da? La mâna dreaptă, unghiile date peste cap exact. Și degetele la mâna și sunt degetele, da, tot timpul sunt bătătorite, da. E o chestie de perseverență cu chitara, trebuie să treci peste durere, trebuie să
să mergi mai departe și dacă reușești să treci, la un moment dat îți amorțezi degetele și nu mai simți oricum nimic și după aia te obișnuiești și totul. Eu sunt cumva în punctul ăla, doar da, vreau să învăț și la chitară pentru că cred că vocea mea se potrivește ca și, să aibă chitară ca și instrument de acompaniament. De ce vrei să ajungi să cânți în Manhattan? Mie îmi place foarte mult muzica jazz, care vine din America. Și am fost în New York de câteva ori, când eram student cu programul ăla de work and travel. Și m-am îndrăgostit de Manhattan, m-am îndrăgostit de barurile lor în care se cântă live, au orchestre live și sună extraordinar. N-am simțit atâta sentiment și atâta o stare de bine ca acolo niciodată. Și mi-ar plăcea, da, să fiu în centrul Manhattanului și să am un întreg big band. Cu alămuri, cu tot, cu viori, cu tot ce vrei și să cânt live acolo pentru public. Ar fi un vis. Artistul tău preferat, din păcate, nu mai este între noi. Nu mai este, da. Cu cine ai dori să cânti? Sau un spectacol care ai vrea să deschizi un show sau să închizi un show? Elton John mi-ar plăcea foarte mult. Mi-ar plăcea. E un pianist foarte bun și are o carieră extraordinară, care în continuare există și va exista. În momentul de față avem foarte multe genuri de muzică. Da. Tu ce încurajezi? Să ascultăm un anumit gen? Și revin la întrebarea mea, manele, dar ți-am zis că e intenționat. Trebuie să consumăm toată muzica până când ne dăm seama că de fapt și drept nouă ne place chestia asta sau să ne educăm copiii doar pe o anumită chestie? Știi cum e? Înainte de 90 erau câteva genuri de muzică, da? Deci era muzica disco și muzica rock-ul și jazz-ul. Cam astea erau cele trei mari tipuri de muzică. Da. Ori acum, dacă te uiți, sunt foarte, foarte multe. Câte un pic din ce ai spus, din fiecare, o să spun de ce. Cred că e bine să ascultăm stiluri cât mai variate, pentru că asta e muzica până la urmă, dar în afară de asta trebuie educație. Trebuie educație din copilărie, din trage de pruncie chiar. Trebuie să-ți determini copilul să asculte anumite genuri de muzică. Nu cumva să-i impui, părinții mei nu mi-au impus un anumit stil de muzică, dar cumva, ca exemplu, ei ascultau muzică în preajma mea, tot felul de muzică, muzică clasică, muzică de jazz, dar am avut și când au ieșit casetele, aveam casete cu muzică pop, dance, dar au ținut să mă familiarizeze și cu muzică clasică și cu muzică jazz. Și cumva ei ascultau și ziceau, ah, ce bine sună, vai ce-mi place asta. Dar cumva discutau între ei, nu mă determinau pe mine să ascult ceva sau dar să-mi place ceva. Dar indirect te provocau. Da, da, și cumva m-am obișnuit cu muzica asta, mi s-a părut după aia familiară și după aia a devenit interesul ăsta de a căuta singur muzică. Deci este important să-ți educi copilul, dar în același timp trebuie să înțelegi că există stiluri diferite. Nu înseamnă neapărat că trebuie să-ți placă orice. Nu știu dacă e o chestie de superioritate faptul că nu asculți manele sau nu asculți un anumit gen de muzică, dar cred că totuși ține de educație. În cele din urmă, lucru de care avem nevoie. Muzica românească are viitor? Are viitor în România. No, pentru publicul actual, adică avem artiști acum de muzică pop care ei sunt, cum să zic, au succes în rândul tinerilor de aici din țară și cred că ăsta e un lucru care se întâmplă mai nou cu România. Eu am crescut într-o Românie în care eram cumva în trecere, după 89 aveam mai multe exemple din străinătate pentru că nu existau foarte multe televiziuni locale în afară de TVR și atunci tot ce ascultam eu venea din străinătate și probabil și de aici influențele astea americane. Acum e un pic altfel, există atâtea posturi locale, posturi naționale, s-a dezvoltat foarte mult identitatea asta cumva națională de muzică românească, de artiști românești care merg în tururi prin toată țara să cânte pentru public. Deci cumva din punctul ăsta de vedere există un viitor, acum la nivel internațional nu exact cred că se pune exact problema. Cum spuneai tu, noi pe plan intern avem vedete, n-ar o să le spunem numele, da. Dar un minut mai avem la dispoziție. Așa. Ce are de exemplu Republica Moldova și nu are România? Și îți dau doar două exemple, Zdob și Zdrup și Ozon. Ei sunt, da. Doar două exemple mari care cred că ei își asumă, sunt dispuși să-și asume niște riscuri pe care noi nu le mai facem. Noi cumva vrem să mergem la sigur, vrem să nu cumva să deranjăm și atunci probabil că din cauza asta e bine să-ți asumi riscuri uneori pentru că uite, se poate întâmpla să iasă foarte bine. Mendele, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Am înțeles că ești pentru prima oară în Iași. Pentru prima oară la Iași și îmi place foarte mult. Mulțumesc. Și, dacă mai vii, cu drag te aștept. Cu mare plăcere, mulțumesc. Eu sunt Lucian Bărțeanu, până data viitoare, mai bine, la revedere.